amor que en doi reino va a dar su palma. Despre căsătorie, când v-ați căsătorit, cum v-ați... Până de copil am început să muncesc pe câmp. Tata, întrucât avea atâția copii, i-a dat pe toți să le fie viața mai ușoară, să nu muncească ca el. Unul l-a făcut, l-a dat la croitorie de haine, pe sora mea la croitorie de damă, pe un frate l-a dat să facă pălării, pe ăsta care l-a fost luat de guvernul, de trimis în Cehoslovacia, îl făcuseră fotograf, lucra la Macșai, cel mai mare fotograf din Galați, când a fost luat, și el a ajuns aici, în Australia. E, când am ajuns la vârsta de 19 ani, eram și o fată, mă duceam, și un cetățean m-a plăcut. Dacă m-a plăcut, eu aveam o soră mai mare care trebuia să se mărite și părinții mei n-avea ziestri pentru mine făcută, avea pentru sora mea. Și soacră mi-a pus ea fața de plapumă, n-a urât nimica și în felul ăsta ne-am căsătorit. M-am mutat la el, a făcut nuntă, m-am mutat la el acolo. Acest om și el a fost rămas de taicăsu și... Orfan, era și el orfan. Era orfan. Tatăl lui murise, dar el a rămas când a murit taicăsu. Ei avusese cârciumă pe vreme. Și tatăl lui mai avea o soră. Pământul care era cârciuma, era numai 7 prăjini de pământ de casă. Și el, când el, după ce a rămas de taicăsu, avea o cârciumă veche. Și, în înțelegere cu familia, au demolat și el a făcut o casă nouă. Așa clădit o casă nouă. Cu promisiunea la mătușa și la surorile că îi vor da acte pe pământul de casă. În scopul ăsta el le-a cărat, le-a ajutat și a făcut datoria de om și a clădit o casă nouă. M-a căsătorit pe mine, a terminat numai o cameră. Ne-am dus acolo, ne-am mutat, am făcut nuntă, am trăit acolo 6 luni. Când după 6 luni a venit ordin de concentrare și l-a fost luat cu batalionul 37 la pioneri, 3 pioneri, și dus la Cotul Domnului. El, când a plecat, m-a lăsat acolo gravidă cu un copil. A spus, tăticule, tu să nu pleci de aici până când eu viu, că eu mă duc și viu. S-a dus, mi-a scris 30 de zile, 30 de cărți poștale, în fiecare zi câte o carte poștală, după aceea a terminat. N-a mai scris că a fost luat prizonier la 19 noiembrie. E, după aceea a început tragedia. A fost luat prizonier de ruși sau de nemți? De ruși. De ruși. De ruși, da. A fost trimis de nemți, de Hitler. Deci, aha, noi eram cu nemții. Da, Hitler l-a trimis acolo. Și cât am trăit amândoi 6 luni, a reușit numai să... A vândut vaca de la tata meu, a preparat căruța și a cumpărat un plug. Unde, și avea 2 boi bătrâni și... Mă duceam la câmp cu boii și când el a plecat m-a lăsat cu 10 hectare de pământ de cules, de popșoi, toamna. A venit ordin, venea jandarmii pe-n sat să mobilizeze căruți pentru concentrare. Soacră mea spune, Ilenuță o chema pe cumnata mea, luați boii și fugiți la cuhal ca să nu ne găsească jandarmii să ne ia căruța și boii la concentrare, la servicii făcea. Am luat un bou eu și un bou cumnată mea, să plecăm pe ușa din dos. Boul meu era mai puturos, mai moale, că aveam necas cu el când mă duceam la câmp. Când ajungeai la mijlocul deanului, în loc să meargă înainte, dacă îl loveai cu biciul, se dădea cu căruța înapoi. Trebuia să mă dau jos cu copilul în brațe, să urc pe jos dealul și cumnată mea în căruță, ca să putem urca dealul. Avea nărav, Joian îl chema. Por să făcea cârlig, să ridice și Joian dădea înapoi, nu vroia. E, așa am suferit, am așteptat pe soțul meu când mi-a spus, tu stai aici cu ei,
sora mea și cu mama, te duci cu ele, munciți amândouă, cu căruța, așa am muncit, da. Când n-am mai scris, a început tragedia pentru mine. M-au dat afară din camera respectivă, care mă lăsase el, pleacă la tatu, că ai venit cu colgol la noi și ai venit săracă, du-te la tatu, fiul meu nu mai vine, fratele meu nu mai vine, nu mai scrie, nu mai vine. Dar ei aveau o verișoară care atunci când l-a trimis în război, el era mare ștab la circul de recrutare și el a aflat primul că au fost luați prizoneți. Ei știau, dar mie nu-mi spunea. Ba, încă mi-au scris o scrisoare falsă că este și trăiește. Eu nu mai puteam, că am așteptat după el 5 ani să vină și n-a mai venit. Dar în timpul ăsta de 5 ani, soacra m-au persecutat și m-au gonit în fiecare zi să plec la părinți. Eu mi-așteptam bărbatul și l-ascultam. Am fost nevoită să mă duc la postul de jandarmi, că mi-au luat resteile. Eu pe parcurs am schimbat boia bătrân cu tata, am mai pus bani și am luat alții tineri. Și am muncit. În timpul ăsta am cumpărat și un pământ ca bărbatul meu când vine să facem o casă în alt loc, ăștia, de-aia el a plecat, că ele nu au mai vrut să-i dea acte pe pământ. Soacra mea, mama lui bărbatul meu, îi spunea că tața Maruța era mătușa lui bărbatul, care era sora lui Tasu și făcea parte la trei prăjini jumate. Și ca el și-a făcut o casă pe un pământ care trei prăjini jumate erau al tața Maruța, al sora lui Tasu, și trei prăjini jumate trebuia să se împartă la ei patru, două surori, bărbatul meu și mama. Așa a făcut el pământul. Și cum pământul mănâncă acaretul, când el le-a slugărit pentru o viață, a nebunit după aceea mătuș, s-a vândut casa, s-a mutat la Gălați, le-a cărat, le-a adus, le-a arat, le-a prășat, că să-i dea acte. Și când a fost, zice, faci, când a făcut aranjament ca să îi dea acte, am adus pe mătușa de la Galați și a dormit cu soacra mea, cu mama lui, și a două zi, când parcă îl văd cu prosopul cum să ștergea, hai tați Maruță că am făcut, avem aranjament la ora de, la ora de, și uite că mama nu-ți mai dă ții. Vai de mine, mama Riță, dar cum? Așa o lovitură, așa s-a pierdut bărbatul meu. Și așa am rămas eu nenorocită. Cum, mama Riță? Mama Riță nu mai avea nici respirație. Mama lui s-a pus așa cu spatele în ușă. Tați Maruță, nii să-mi dai, nu lui. Că dacă îi dai nii, tot lor le rămâne. Dar nu mai era asta, că el își băgase banii și își clădise o casă din munca lui. Plus că le-a ajutat și pe ei. În felul ăsta el și-a făcut o ambiție necontrolată și a plecat și m-a lăsat în gura lor. Eu nu mai aveam loc, mă dăduse afară din camera unde am rămas și când am vrut și eu să nasc copilul, nici în ieslea vitilor nu am avut și eu un spațiu. Du-te la tatu. Am fost nevoită să mă duc la tata unde avea numai o cameră și frații mei au fost nevoiți să stea la spatele vitelor ca să n-audi țipetele și răcnetele în care eu m-am bătut de moarte, pentru că dacă am muncit, copilul a luat proporții, eu n-am mai avut bărbat și nu era doctor și nu era dispensare, era o singură femeie care se chema moașă. Și sub taia, când m-am trezit udată, plină cu apă, că am fost în nesimțire. Și după ce am născut copilul și m-am dus înapoi, casa, camera care el și-o făcuse, era confiscată, cumnata mea care era fată mare, îi trebuia camera să cunoască și ea să se mărite și nu știu ce. N-am mai avut loc. Dormeam în seara asta într-un pac cu copilul, numai ca să mă determine să plec.
mama și cu tata a venit și am terminat o cameră în partea ailantă, o pozivie asta, și am intrat cu copilul pe iarnă, am făcut sobă nouă, plafon nou, ne-am mutat acolo, unde am stat 5 ani. Așa. Acolo eu încuiam cu ochii, ele discuiau cu alta. În sfârșit, a fost o tragedie pentru mine viața. N-am mai venit. Dacă peste 5 ani nu am mai venit, a venit un cetățean din comuna Osmanu, județul Brăila, și a trimis tot prin ăștia. Mi-au trimis acasă pozile și toate ciluasii de la mine, care noi am scris pe pozi și lucrurile punga, soțului. Punga, da. Și căciula și fularul. Vi le-au trimis acasă. Da. Eu când am văzut că am primit acelea care, pozele care le-am semnat amândoi când a plecat, săream, m-am tâmpit așa, m-am pierdut. Vini și nu știu ce. M-am dus, am tot trimis răspuns să vină cetățeanul de la Osmanu să-mi spună ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. El nu a venit. Pe iarnă m-am dus la comuna Osmanu, nu știam unde mă duc, m-am dus la gară, m-am dat jos, treceau furgoanele nemțești și eu am mers de la Brăila până la comuna Osmanu, prin zăpadă, pe jos, până la ei acasă, și când am văzut că se apropie furgoanele nemțești, m-am ascuns după o ușură, după o glugă de asta, o căchiță cu paie, ca să nu mă vadă, m-am băgat așa și să nu mă vadă. Și până la urmă am ajuns la Osmanu. Când am ajuns acolo, l-am cunoscut pe Mihalache și mi-a povestit: Doamnă, au trecut 5 ani, dacă dumneavoastră, nu multe femei au stat să-l aștepte 5 ani, dar soțul matale nu mai vine. Știi ce fel mi-a venit? Eu l-am îngropat cu mâna mea. După, zici, când eram în lagăr, ne trimitea să tăiem în pădure și ne dădea niște cisme de pâslă, de stofă, de asta. Ele se udau și până a doua zi n-aveau timp să se usuce, înghețau. Și mâine dimineață a încălțat aceleași cisme, s-a dus la tăiat în pădure și a căpătat la plămâni apă și mânca numai 5 grame de pâine și unse cu unt. După ce a murit și eu l-am îngropat și l-am pus al 7-lea într-o groapă. L-am pus la fund și alți 7 deasupra. Dar după ce i-am acoperit, se duceau câini și scoteau. Am venit acasă un om pierdut. Ce să fac? Și tot ăstea, cățăoancele astea, mă izgoneau și mă